important eveniment, doresc să salut și să mulțumesc culmele tuturor participanților și concurenților la Cupa Trigan Petrosian Lașar, organizată de Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, în parteneriat cu Asociația Clubului Sportiv Regional de Șah Sport Est Bacău, al cărei președinte, domnul Costin Răbușov, a acordat o atenție deosebită structurării acestei competiții, alături de domnul Jean Lecuț, cunoscut instructor și arbitru de șah, drept pentru care îi felicit și le mulțumesc foarte mult pentru implicare și colaborare. Totodată, semnalez prezența la această manifestare și urez bun venit domnului Liviu Alexandru Miroșanu, viceprimar al municipiului Bacău, Ilie Bârdu, consilier județean, membru Comisia Județeană de Educație, Cultură, Artă și Religie, și invit să ne transmită câteva gânduri legate de acest eveniment. Vreau să vă urez bine ați venit. Am ținut neapărat să particip la această frumoasă manifestare, pentru că, din punctul meu de vedere, a aduna comunitățile este lucrul cel mai important. Faptul că acest lucru se întâmplă printr-un concurs de șah. Șah, care este sportul minții, care dezvoltă caractere, care duce în mod armonios la împlinirea caracterului individual, este un lucru foarte important. Aș vrea să felicit pe domnul președinte al comunității armene din Bacău. Iată că ne aflăm astăzi la a treia manifestare importantă pentru comunitatea armeană. Vreau să reamintesc că anul trecut, cam în această perioadă, s-a sfințit Hagicarul în piața armeană, lucru deosebit de important pentru comunitate. De asemenea, acum câteva luni de zile, pentru hotărârea Consiliului Local, s-a denumit piața din strada Șoldului, locul fostei biserici armene, piața armenească din municipiul Bacău, lucru de asemenea foarte important. Și iată că astăzi, în noul sediu al comunității armene, refăcut, reconstruit cu eforturi deosebite, se organizează un concurs de șah. Nu orice concurs, ci un concurs pentru tinerii noștri bacăuani. Dragi copii, eu vă doresc să aveți astăzi mult succes. Felicit de pe acum pe toți participanții și, bineînțeles, o să am ocazia la sfârșit să felicit și pe cei care vor învinge astăzi. Vă felicit pentru că am înțeles că există și o secțiune specială pentru fete, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că e așa, trebuie să dăm, din punct de vedere al importanței, din toate punctele de vedere și categoriei de băieți, dar mai ales pentru care trebuie să fie prinsă și să fie atrasă către acest nou sport. Și, bineînțeles, vă doresc tuturor o zi frumoasă în continuare. Sau bună ziua, că e aproape prânzul. Sunt bucuros că sunt prezent la acest prim eveniment, prima competiție de șah care se desfășoară în sediul comunității armene. Și vreau să-i felicit pe cei doi artizani care s-au pus de acord și au pus la cale această colaborare. Domnul președinte Avop, al comunității armene din Bacău, domnul Vasile Agov, și domnul Costin Răzbușoru, președintele clubului de șah Nord-Est Bacău. Domnul președinte m-a prezentat ca și consilier județean. Sunt consilier județean, dar n-am venit neapărat în această calitate. Am venit în calitate de
simpatizant prieten al șahiștilor, totdeauna mi-a plăcut șahul și ca prieten al comunității armene, un simpatizant al minorităților din Bacău, mereu am fost aproape de minoritățile din Bacău și am încercat să le sprijin pe parcursul timpului. Și vreau să vă spun că sunt într-un fel de naș al acestei colaborări, pentru că domnul președinte Albop dorea să se desfășoare activități în sediu și spunea cultural, așa. Domnul Lupușoru, care era în prieten, spunea că căutam un spațiu în care se facă competiții și să cursuri de șac pentru copii. Și am pus împreună și astăzi este prima competiție, prima activitate importantă în Adoră și sunt bucuros că se întâmplă acest lucru. Și cu siguranță se va dezvolta, sunt doi parteneri serioși. Va fi de durată această colaborare, eu sunt sigur de acest lucru. Mă bucur prezența acestor copii minunați, talentați în șah și cu siguranță cei mai buni vor câștiga, dar vor fi toți câștigători prin prezența la această competiție, așa cum vor fi câștigători. Mulțumesc părinților care încurajează pe copii și îi susțin la acest sport al minții. Felicitări și mult succes tuturor! Mulțumesc! Prezența dânsului aici, domnul Groșanu, încurajează acest sport. Mult succes! Mulțumesc, domnule! Mulțumim domnului viceprimar Liviu Alexandru Groșanu. Mulțumim domnului consilier Ilie Bărzu pentru cuvintele frumoase care le-au exprimat aici la această manifestare. Și în continuare îl rog pe domnul Jean Negruț, arbitru șef al concursului, să prezinte regulamentul de joc și programul tehnic al competiției de șah Cuba Tigran pe Rusia. Nu a subliniat, dar urmarea colaborării noastre a fost înființat cercul de șah Tigran Petrosian. Urmează să spun acum. Că s-a terminat cuvântul. Domnul arbitru șef va prezenta regulamentul competiției. Bună ziua tuturor! Bună ziua copii! Copii, vă place șahul? Da! Așa da, mai zic și eu. Jar, în caz dacă nu jucați, cum ați învățat la orele de pregătire. Deci, în două vorbe. Respectăm cu totul regulamentul pe care voi l-ați acumulat în decursul unor competiții interne de-a lungul anilor. Numai vom puncta împreună. Mutările imposibile, le știți, da? Da! Sigur? Da! Ne recapitulăm acum, ca să știți. Deci, orice mutare care face atingere la mutarea corectului din regulament se consideră mutare imposibilă. Ai mutat un cal, duce una pe tablă, înseamnă mutare imposibilă. La două mutări imposibile se pierde partida. Atenție! Da? A doua mutare imposibilă. Avem de-a face atunci când primim un șac, da? Primim un șac de la adversar, iar regele rămâne pe poziție și face altă mutare. Deci ești în șac, da? La fel, dacă faci rocada și treci prin câmpul de acțiune a unei piese adverse, la fel este mutare imposibilă. Atenție, atenție la transformarea pionului. Atenție la transformarea pionului. Regulamentar se face în felul următor. Așez pionul la linia 8, respectiv la linia 1, de la caz la caz, soliciți arbitrului dama sau orice peță găsești de cuvință și apeși pe ceas. Dacă ai lăsat pionul pe ultima linie sau pe prima linie, fără să definești în ce ai transformat-o și ai apăsat pe ceas, se consideră de asemenea mutare imposibilă. Aveți grijă la pestușe. Ce înseamnă pestușe, copii? Piesa care o atingi trebuie să muți. Piesa atinsă trebuie jucată. Da? Piesa atinsă trebuie jucată. Excepție faci de la această regulă atunci când nu ai unde să muți acea piesă care intenția este
vizibilă că trebuie să o vrei să o muți, dar n-ai niciun câmp pe care să depasezi acea figură și atunci, evident, că se admite să pui mâna pe altă piesă. Efectuarea rocade. Efectuarea rocade. Mare atenție, greșiți foarte mult și vă dau mutare imposibilă. Mutarea, atunci când se efectuează rocada, se face cu o singură mână, ca de altfel, orice mutare, când vă sancționăm la timp, se pune mâna pe rege, prima dată, și se efectuează rocada așa cum știți voi. Dacă a spus mâna pe tur, cu intenția vădită de a face rocadă, rămâneți cu turnul în mână, știți să mutați. Mare atenție. Deci, în linii mari, cam astea sunt. Ca să nu epuizăm prea mult, că deja suntem în criză de timp. Și atenție mare. Apăsarea pe ceas se face cu aceeași mână cu care executați mutarea. Nu văd mâna dreaptă ca pasă pe ceas, mâna stângă mută piesa și ies un balamut pe tablă. Nu deranjați adversarul. Atenție mare, am pretenție la voi, de corectitudinea față de comportamentul vostru, față de adversar. Respectați ca atare, pentru că altfel nu dați un spirit de fair play. Nu deranjați, nu faceți mai știu eu pe acolo o tumbe, că vă descalificăm. Astea, linii mari, cam astea sunt. Legat de competiție, se vor juca 7 runde, 5 runde, sistem elvețian, timp de gândire 15 minute, da? De gândire, fără increment. După 3 runde vom face o pauză mică pentru servirea mesei și după aceea continuăm cu runda 5, runda 6, da? La final. Așa? La urmă aveți grijă să nu plecați, cum de obicei cam se întâmplă, după intensitatea de primire, să facem cu toți o poză de grup care să marcheze acest eveniment, zic eu, extraordinar. Da? Cu acestea, iar la festivitatea de premiere vom mâna diplome de participare pentru toți participanții. Așa. Și premianții vor primi cupe medalii conform acestor trofee. Dacă cineva are întrebări legate la latura tehnică, deci dacă cineva are întrebări legate de aspectele tehnice privind respectarea regulamentului. Așa. Da, spune-te, rog. Am o întrebare.